Lipsa medicilor din spitalele județene pune în pericol viața pacienților în timp ce statul blochează angajările. O femeie din Ploiești a rămas cu sechele grave în urma unui accident vascular cerebral pentru că în spitalul județean nu a fost un neurolog care să o ajute. Pacienta a fost trimisă la Târgoviște, de acolo înapoi în Prahova și după mai bine de 20 de ore soțul a reușit să o aducă în București. Medicii au făcut tot ce au putut, însă pacienta are nevoie de recuperare. Femeia de 74 de ani s-a trezit pe 1 decembrie cu partea dreaptă paralizată și nu mai putea vorbi clar. Pentru că exista suspiciunea de AVC, ambulanța a transportat-o la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unde ar fi trebuit să-i se pună un diagnostic pe baza unui computer tomograf și a consultului neurologic. Ambulanța trebuie să ducă pacientul în cel mai apropiat spital de urgență în care poate primi îngrijirile necesare. Dacă acolo nu sunt specialiștii care îl pot ajuta, pacientul trebuie trimis către cel mai apropiat spital care îi are. La spitalul județean din Ploiești nu era medic neurolog, așa că femeia a fost trimisă la spitalul din Târgoviște. La Târgoviște, doctorul s-a uitat în tomografie, s-a uitat la livian, a scris un... O, o o schemă de tratament, s-a trimis înapoi. Am luat o ambulanță privată și am plecat la București. Abia a doua zi, femeia a fost internată la Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare din Capitală, unde a stat 10 zile. Acum are nevoie de recuperare. CT-ul realizat la Ploiești nu arată leziuni pe creier, însă femeia avea afazie și hemipareză, semne ale atacului cerebral. Un neurolog putea recomanda efectuarea unui remene pentru a stabili dacă îi se poate administra tromboliză, perfuzia care poate dizolva cheagul de sânge din creier sau dacă avea nevoie de trombectomie. Deși unitatea sanitară este în programul național prin care pot fi tratați pacienții cu AVC, lipsa specialiștilor împiedică de multe ori acest lucru. Spitalul are nevoie de 8 neurologi, însă în acest moment sunt doar 3. Cu cei trei nu facem față. Din cei trei, o colegă este în concediu medical, una este cu probleme de sănătate excluse de găzi. Vă dați practic, este un singur medic care face găzi. Situația spitalului din Ploiești se repetă în mai toate județele din sudul țării. Călăraș, Giurgiu, Buzău, Teleorman nu pot asigura liniile de gardă pentru pacienții cu probleme neurologice. Bolnavii sunt trimiși în capitală, unde secțiile de neurologie sunt pline permanent. E situația de supraaglomerare pe clinici neurologie din București e dramatică, mai ales în ultima perioadă. Sunt foarte dese zilele în care niciun spital de neurologie din București nu are locuri. În ultimele patru luni, Ministerul Dezvoltării a trimis către finanțe nouă memorandumuri prin care cere deblocarea a aproape 7.000 de posturi pentru personalul medical din unitățile sanitare aflate în subordinea autorităților locale. Niciunul nu a fost aprobat. În acest timp, pacienții suferă ori își pierd viața.